Trădarea supremă pentru Vladimir Putin. Este cu tremur total la Moscova. La asta nimeni nu se aștepta. Potrivit declarațiilor soldaților ruși capturați de ucraineni, regimul de la Kremlin folosește noi tactici pentru eradicarea dezertorilor în armata rusă. Informațiile vin în contextul în care se pare că militarii ruși sunt tot mai nemulțumiți de războiul din Ucraina și de rolul lor acolo. 600 de marinari ruși tocmai au refuzat să coboare pe uscat pentru a lupta în Odessa. Vladimir Putin nu ar mai avea încredere în propria armată și recurge la metode de represiune stalinistă. Potrivit unui militar rus capturat, au început să fie utilizate tacticile echipelor de execuție pentru a eradica dezertorii în rândul armatei ruse, relatează Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, potrivit agenției Interfax. Totuși, acest lucru nu îl salvează de revoltele care au început deja să apară în rândul militarilor ruși. Un alt ocupant capturat povestește despre acest lucru în timpul interogatoriului de la Sebeu. Ei spun că conducerea armatei a reluat practica escadrilelor de execuție eșaloane care urmăresc principalele forțe ale Federației Ruse și îi ucid pe cei care vor să scape, a precizat Sebeu într-un mesaj postat sâmbătă pe canalul de Telegram. 600 de marinari ruși au refuzat să părăsească nava. Sebeu informează că, potrivit spuselor soldatului capturat, pe măsură trupele ruse înaintează în Ucraina, militarii federației ruse încep să realizeze că sunt departe de a avea o misiune de menținere a păcii. Au spus foarte clar că nu ne vom întoarce înapoi, pentru că eșaloanele vin după noi, omorând dezertorii care încearcă să se întoarcă acasă, spune prizonierul. Acum, după ce a devenit complice la crime, invadatorul regretă că nu a avut curajul să acționeze ca și marini din Federația Rusă, în apropiere de Odessa. 600 de pușcași marini s-au revoltat și nu au părăsit nava, pentru că au înțeles ce se întâmplă. Armata invadatorilor este demoralizată și suprimată. Așadar, victoria Ucrainei nu este departe, a mai transmis Sebeu.